să ne apropiem de cuvânt. Și o să citesc un text din Luca, capitolul 13. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase cu unor galileeni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul Siloam, din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Da el, la ce să mai cuprindă pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu îl vei tăia. Amin. Domnul să ne binecuvinteze în fața acestui cuvânt și să ne vorbească în momentele care urmează. Amin. Am stat și m-am gândit că trebuie să predic în dimineața asta. Și zic, Doamne, ce să predic? Ce să predic? Doamne, dă-mi un cuvânt ca să-l pot aduce bisericii. Și cumva Duhul lui Dumnezeu mi-a dus inima spre paragraful acesta. Pentru că este un paragraf care e foarte interesant, foarte complex. La prima vedere citești și nici nu-ți dai bine seama despre ce-i vorba aici. Dar în primul rând, paragraful acesta ne vorbește despre felul în care să ne poziționăm atunci când răul se întâmplă. Și nu știm exact care a fost motivația din spate, nu ni se spun prea multe despre motivația celor care au venit. În versetul 1 ni se spune, în vremea ce au venit unii, nu-i interesant cine, din care partidă, ci Luca ne spune că unii și-au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni. Și prezintă lui Iisus Hristos o situație dramatică în care niște oameni din Galileea, în timp ce se închinau Domnului și aduceau jertfe, Pilat a intervenit și i-a măcelărit și jertfele lor au fost amestecate cu sângele lor. Și în contextul acesta, întrebarea pe care o lansează ei, cum e posibil așa ceva? Nu știm dacă întrebarea lor este o întrebare cu o tentă politică, adică ce părere ai despre Pilat că a făcut asta? Sau mai degrabă este o întrebare de o altă factură, dacă întrebarea asta are de-a face cu de ce a îngăduit Dumnezeu un astfel de lucru, ca oamenii în timpul închinării, în timp ce se închină lui Dumnezeu, chiar în timp ce aduc jertfele să fie măcelăriți de către un păgân, de către un tiran, unde-i Dumnezeu în astfel de momente? Care e explicația ta, Iisuse, la o astfel de situație? Cum explici că Pilat, un păgân, stăpânește și domină peste noi o țară sfântă și mai mult în timp ce noi ne închinăm Dumnezeului nostru și aducem jertfele și împlinim cuvântul lui Dumnezeu, tiranul acesta vine și ne măcelărește și închinarea noastră este batjocorită și distrusă? Nu știu dacă asta e ideea pe care vor să o puncteze oamenii aceștia sau, dacă nu, oamenii aceștia pun de fapt o altfel de întrebare. Doamne, dar cum e posibil ca oamenii aceștia în timp ce se închinau să facă asta? Ce interesant e că Iisus Hristos ia întrebarea lor și îi dă un răspuns și mai adaugă la ea încă un episod. Și în loc să intre în dezbaterea aceasta despre unde-i Dumnezeu în momentul acesta,
Iisus Hristos zice, știți că s-a mai întâmplat o nenorocire despre care știe toată lumea, pentru că s-a scris în toate ziarele, pe toate posturile, s-a... Turnul Siloamului din Ierusalim. Nu știm exact dacă a fost o greșeală la construcție, cei care au construit n-au făcut bine, era în construcție turnul, sau dacă nu a fost un cutremur, ceva natural s-a întâmplat acolo și a căzut turnul peste ei. Credeți voi că ăștia 18 care au murit în incidentul de la turnul Siloamului au fost mai păcătoși decât toți ceilalți? E foarte interesant că Iisus Hristos nu dă răspuns nici unde-i Dumnezeu când îți omorâți galileienii și nici unde-i Dumnezeu când cade turnul. Dar pe de altă parte, Iisus Hristos în textul acesta ne rezolvă două probleme. Una în care noi întrebăm unde-i Dumnezeu și cealaltă în care atunci când îi se întâmplă o nenorocire cuiva, ajungem foarte repede să zicem, știm de ce i s-a întâmplat. I s-a întâmplat pentru că a fost un stricat, un păcătos. Credeți voi că poporul ucrainean e mai păcătos decât poporul român de trăiește drama asta? De atâtea ori, în anumite situații critice, câți dintre noi nu ne-am uitat la cineva care a fost un duplicitar, un ipocrit, un om care a înșelat, care... Și când i s-a întâmplat câte ceva, câți dintre noi n-am zis, în sfârșit, eu știu de ce i se întâmplă asta. Ați avut măcar un astfel de gând? Ați avut un astfel de gând? Când i s-a întâmplat unei colege, unui vecin, unui... Hei, în sfârșit Dumnezeu a intervenit. Numai că de atâtea ori a trebuit să îmi reconsider poziția pentru că m-am uitat că lângă el era unul mai stricat și mai alcoolic. Și mai abuziv, și mai... Și n-avea nimic, bine mersi. Și mi s-a mai întâmplat să mă uit la alții care mi se păreau că sunt atât de sfinți și atât de buni și atât de implicați, atât de dăruiți și au ajuns să fie loviți chiar ei și să mă uit la ei și am zis, Doamne, de ce aici? Dar în contextul acesta, Iisus Hristos vrea să ne învețe ceva extraordinar și aș vrea să mă ascultați. Iisus Hristos zice, în loc să fiți preocupați de unde-i Dumnezeu sau de cât e de rău omul care îi se întâmplă și care e cauza morală din spate, aș vrea să fiți preocupați când vedeți o nenorocire, aș vrea în primul rând, înainte de a fi preocupați de unde-i Dumnezeu sau cât e de stricat și de păcătos cel căruia îi se întâmplă, să vă gândiți la altceva. Primul vostru gând, prima voastră atitudine trebuie să fie alta. Eu vă spun nu, zice Iisus Hristos, și dacă nu vă pocăiți, toți vă veți păți la fel. Înainte să vă uitați la Dumnezeu și înainte să vă uitați la cauzele morale care ar fi dus la incidentul respectiv, aș vrea să înțelegeți că este ceva ce trebuie să hrănească inima voastră în mod constant. Să vă uitați la cum sunteți voi în relația cu Dumnezeu. Cât de credincioși, cât de pocăiți sunteți. Și aș vrea să înțelegem că într-un fel, după ce termin cu întrebările acestea, ce face Iisus Hristos în textul acesta, ne învață că ce s-a întâmplat la Siloam și ce s-a întâmplat cu galileenii măcelăriți de Pilat și ce se întâmplă acum în Ucraina, într-un fel, chiar dacă e complicat de înțeles, complicat de văzut, e ceva ce trebuie să ne transforme pe noi, e un act de har al lui Dumnezeu. Și poate că ne întrebăm, știu... L-ați văzut pe Costel ce impresionat a fost, am vorbit cu mai mulți oameni care unii dintre ei s-au dus până în Ucraina, au văzut ce e acolo și toți care intră în contact cu refugiați sau ajung acolo se întorc cu inimile zdrobite.
povestit cu cineva săptămâna asta care a trecut, mi-a povestit ce s-a întâmplat la vamă, când prelua oameni care treceau, unii dintre ei după ce ieșeau efectiv și ajungeau în partea asta la altă, ce nu reușeam să ne înțelegem cu ei, au cerut un telefon să sune și a sunat fica din Germania și ce numai, de fapt n-a trebuit să înțeleg mult că n-a zis decât un singur cuvânt. Cumva numele fiicei, Natalia, cumva auzea vorbind de partea cealaltă, cumva i-a comunicat că a trecut vama și e în siguranță acum și povestea omul acesta cum să m-am uitat acolo, eram copleșit, pentru că îmi dădeam seama ce dramă e în sufletul lor. Acum dimineața la Florești, am uitat la ei, se uitau la noi și cumva am zis, nu veniți și dincolo, la Betel. Și te uiți la ei, se simt amenințați în biserică. Adică sunt niște afecțiuni la nivel emoțional atât de puternice. A trecut o familie săptămâna trecută, vama, povestit un pastor din zona Baia Mare, Sighet, cu nu știu câți copii, cu mama, tata i-a luat viteaz, i-a trecut granița, au ajuns până în Baia Mare și au zis, no, îi las aici și eu mă duc înapoi să lupt. Și Florina se încruntă. Mă duc să lupt pentru țară și pentru patrie și să apărăm pământul nostru. Și s-a dus. Și a trecut granița înapoi, în Ucraina, și zice fratele Vasile că l-au sunat la 3 dimineața, l-a sunat bărbatul acesta, pentru că între timp el vorbea cu soția lui. Și s-a trecut vama, am vrut să mă duc, dar efectiv cred că soția mea își pierde mintea și nu, se pare că nu poate. Adu-o, te rog frumos, la graniță, să intre în Ucraina pe jos cu copiii, pentru că altfel nu pot veni și o să mă întorc din nou cu ei. Și asta s-a întâmplat. Sunt drame, sunt tragedii. Dar în contextul acesta, Iisus Hristos vine la noi și poate că în sfârșit auzim întrebarea Lui, auzim ce vrea să ne spune Domnul, dacă nu vă pocăiți. Să știți că nu sunt mai răi cei din Ucraina decât voi, dar vouă v-am mai dat har. Să știți că nu-i mai rău cel care cade secerat într-un accident sau într-un cancer lângă tine, dar ție încă ți-am mai dat har. Orice necaz, orice catastrofă și orice binecuvântare care vine în viața ta, tu trebuie să ajungi să înțelegi că prin acelea îi un mesaj de dragoste și de har pentru tine. Mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur. Am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că va face rod. Pocăința în textul acesta este înțeleasă ca și un fel de a fi, ca și o atitudine de frică de Domnul. Câți dintre noi, uitându-ne la ce se întâmplă acolo, nu ne dăm seama cât de superficiali suntem în relația cu Dumnezeu? Cât de mult cumva așteptăm ca Dumnezeu să vină înspre noi cu una sau cu alta, nu reușim să ne mobilizăm, să mergem la o rugăciune, nu reușim să ținem o zi de post, nu reușești să ții o zi de post, că te doare capul, ți se face rău? Nu reușești să te duci să ajuți pe cineva, nu reușești să-ți ții gura, nu reușești să binecuvintezi, nu reușești să vorbești frumos. De fiecare dată când vorbești, ai de spus ceva rău, de umilit, de înjosit, de înțepat. În contextul acesta, Iisus Hristos zice, nu vă gândiți că ei sunt mai răi, înțelegeți de fapt că orice dezastru și orice binecuvântare e un mesaj din partea mea pentru voi, ca să vă schimbați. Sunt unii care au în ei un duh
de critică, de băgat de vină, te întâlnești cu ei instant, ca și orice văd, pot să bage de... Dar când e vorba de slujire, să pună mâna să facă ceva. În această dimineață, în acest context, Dumnezeu face o strigare către noi și ne spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Doamne, peste toți o să cadă turnul Siloamului? Pe toți o să ne omoare Pilat? Nu. Ci textul acesta ne spune că oamenii aceia au fost surprinși de moarte. Moartea a venit peste ei ca și ceva neașteptat, de necrezut. Și cuvântul a pieri pe care îl folosește aici Cornilescu apare de mai multe ori, pe care îl folosește textul Luca. Zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară. Cu alte cuvinte, în momentul în care tu înțelegi cine-i Dumnezeu și cum să te raportezi la El și cum să gestionezi harul pe care ți-l dă Dumnezeu și situațiile și contextele prin care treci, cum să-ți tratezi vecinul, cum să-ți tratezi soția, cum să-ți tratezi fratele, cum să tratezi binecuvântările pe care le ai din mâna lui Dumnezeu. În momentul în care tu crezi că Dumnezeu merită închinarea și te raportezi corect la El, în momentul în care tu crezi că Iisus Hristos s-a dat pentru tine în ciuda faptului că nu meritai, abia atunci nu o să pierzi, o să ai viață veșnică. Eu le dau viață veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea, Ioan 10:28. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. În acest context, Dumnezeu zice, ei har, duminica asta este o duminică de har pentru noi. Am întâlnit atâția, așa să înțelegeți, atâția bolnavi de cancer care au început să facă tratamentul și îmi spuneau, de atâtea ori am auzit asta, nu mai număr anii, nu mai număr lunile, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi. Dar în momentul în care tu ai impresia că ți se cuvine ce ai, în momentul în care trebuie să facem o grafică, un afiș, un titlu care să te prindă, să vii tu lunea seara la rugăciune, cum să facem anunțul, frate Costel? Ce să le spunem că le dăm, că le facem ca să vină lunea seara la rugăciune oamenii? Ce să faci cuiva ca să se apuce de citit Biblia? Ce să faci ca să... Dacă nu vă pocăiți, zice Hristos, toți veți pieri la fel. Ce înseamnă să te pocăiești? Vreau să încheiem mesajul din această dimineață. Am văzut că e o întrebare complexă despre rău, despre existența răului, despre de ce Dumnezeu, despre moralitatea celor... Și Iisus Hristos zice, nu vă uitați acolo, nu-i treaba voastră asta. Voi uitați-vă la voi, dacă sunteți cu adevărat cu inima pentru Domnul. Și în al doilea rând, aș vrea să înțelegeți că, de fapt, orice criză și orice binecuvântare e un act de har al lui Dumnezeu pentru voi. Și că Dumnezeu vrea să trăiți o pocăință continuă, o atitudine, o poziționare de smerenie, în care tu înțelegi că ceea ce ai, sănătatea, ziua de azi, bucata de pâine, căldura de care te bucuri, e un dar al lui Dumnezeu pentru tine. Le iei ca și cum... Gândește-te că unii dintre noi deja și-au făcut stocuri acasă de mâncare. Te gândești la ce se întâmplă dacă nimeni n-ar fi crezut că o să intre în Ucraina. Și nimeni nu crede că o să atace NATO.
Aș vrea să înțelegeți că în spate e mai mult decât pare. În spate vreau să înțelegeți că ori de câte ori nelegiuirea a ajuns la culme, Dumnezeu a intervenit. Când cu potopul Dumnezeu a trebuit să vină să oprească nelegiuirea, când cu Sodoma și Gomora Dumnezeu a trebuit să oprească nelegiuirea, când a fost cucerit Cananul, Dumnezeu a zis, mai stați un picuț aici, că încă nelegiuirea lor n-a atins cota necesară ca să intervin eu. Și de aceea cred că într-un moment ca și acesta, chemarea bisericii noastre este să ne rugăm pentru România, pentru Europa, pentru America, țări, continent în care stricăciunea a ajuns la culme. A ajuns să fie normativă, să fie legiuită, să fie introdusă în constituțiile țării. Să fie obligați copiii să învețe cele mai mari mizerii. Și acum strigăm către Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, unde ești? Ce se întâmplă? Și Dumnezeu zice, nelegiuirea a ajuns la culme și trebuie rostită judecata. Și într-un astfel de context, când cineva zicea, Dumnezeule, îți niște păgâni, niște haldei, vin pe caiuți, îi auzim, cum poți îngădui ca ăștia să cucerească poporul tău și țara ta? Dumnezeu se uită și are un răspuns simplu, scurt, în loc să oprească năvălirea, în loc să oprească atacul, rostește doar atât. Cel neprihănit va trăi prin credință. Punct. Și ei vin, cuceresc, iau robi, se duc în Babilon, pentru că Dumnezeu când atinge nelegiuirea o anumită culme, intervine. Pentru noi astăzi ai un singur cuvânt care trebuie să ne poarte, să ne atingă. Dacă nu vă pocăiți, oare te poți pocăi? Când te-ai pocăit ultima dată? Tu care bași de vină la toți, tu care ești mereu nemulțumit, nemulțumită, ai avut un ceas de zdrobire? Ai avut un moment în care să te uiți la tine și să zici, oare cum mă vede Dumnezeu? Oare de ce eu sunt veșnic cu gura mare? Oare de ce sunt veșnic nemulțumit, nemulțumită? Când te-ai pocăit ultima dată? Oare te poți pocăi? Aș vrea să înțelegem în această dimineață că pocăința este un har. Aș vrea să vă rugați să puteți plânge, să putem plânge un plâns al pocăinței. Un plâns, știți, nu știu câți dintre voi nu v-ați gândit ce se întâmplă dacă vine, cu ce rămâi. Luca ne prezintă câteva episoade de pocăință. Vai de tine, Horazine, și vai de tine, Betsaido. Căci dacă ar fi fost făcut în Tir și Sidon, minunile care s-au făcut în tine, de mulți se pocăiau. Aș vrea să mă auzi, tu care ești aici, de atâtea ori s-a apropiat Dumnezeu cu gingășie de tine și ai găsit atâtea scuze ca să nu te pocăiești. Să știi că dacă li s-ar fi făcut altora ce ți s-a făcut ție, dacă li s-ar fi dat altora, dacă ar fi auzit alții ce ai auzit tu, atâtea chemări de la Dumnezeu, atâta dragoste, atâtea binecuvântări pe care tu le disprețuiești și nu le consideri mari, dar dacă le-ar fi primit alții, de mult s-ar fi întors. Dar astăzi, în dimineața asta, e încă o dimineață de har, în care Dumnezeu zice, te-a mai lăsat o zi, te-a mai lăsat un an, te-a mai lăsat o duminică, ca să te poți întoarce la mine. Următorul exemplu de pocăință din Luca e foarte interesant, pentru că
E vorba despre o cetate din Vechiul Testament. În 11, Luca 11, îl aduce în scenă pe Iona, Domnul Iisus Hristos. Zice, Iona s-a dus la o cetate păgână și s-a dus ca și un predicator care nici măcar nu vrea să se convertească cei care îl auzeau. Și ar fi trebuit să meargă cale de 3 zile și el se duce cale de o zi și ține un mesaj scurt și numai ca să scape, să termine și să nu se pocăiască. Dar cei din Ninive, când au auzit mesajul, s-au întors. Oare ce o să faceți voi? Când lângă voi o să îngăduim poporul ucrainean, care nu-i mai păcătos decât voi, război. Oare ce o să facă România? Oare ce o să facă Europa? Oare ce o să faci tu în contextul acesta când alții, la un mesaj scurt, când au prins harul și l-au înțeles, au zis, Doamne, nu merit asta, ai milă de mine, și s-au întors în post și rugăciune, în sac și cenușă înaintea lui Dumnezeu. Al treilea episod de pocăință din Luca, în 16, capitolul 16, și e un text care, de fapt, e scos din contextul actual și mutat undeva în contextul cerului. Nici nu știm bine cum a avut loc. Un om bogat care a stat lângă unul, Lazar, și la un moment dat au murit amândoi și bogatul și-a văzut de viața lui și nu l-a ascultat pe Dumnezeu și niciodată nu s-a pocăit. Și Lazar, care era plin de bube, și vine judecata și Dumnezeu îi așează și pe unul. Și de acolo, de dincolo, omul acesta nu e capabil să se pocăiască. Trimite-te, rog frumos, pe Lazar la mine, cumva el dă direcții și directive, ce se întâmplă. Și dacă Avram îi spune, dar nu se poate face așa ceva, tu nu înțelegi unde ești și ce s-a întâmplat. Mentalitatea lui, prejudecățile lui, concepțiile lui, un om care n-a trăit un ceas de pocăință, un om care niciodată nu s-a plecat înaintea lui Dumnezeu să zică, Doamne, n-am niciun merit, nu sunt mai bun decât ceilalți și te-ai îndurat de mine să mă binecuvintez cu una și cu alta. Doamne, mai binecuvântat să cunosc Evanghelia, s-a dat Fiul Tău pentru mine. Doamne, n-am niciun merit. Când te-ai pocăit ultima dată? Când te-ai chiar pocăit ultima dată? Când te-ai uitat ultima dată la tine să zici, Doamne, mi-e scârbă de mine, de gândurile mele, de dorințele mele murdare, de apucăturile mele, de cuvintele care mi ies din gură? Dacă ar învia cineva din morți, poate că te pocăiești și tu. Și Iisus Hristos zice, auzi, un om care nu se pocăiește când aude cuvântul, când aude chemarea lui Hristos, să știi că nu se pocăiește nici când e război în Ucraina. Să știi că și dacă vine războiul peste România, oamenii aceia o să trăiască o pocăință superficială și după ce trece. Știu oameni care au fost la terapie intensivă și care mi-au spus, când am fost acolo pe pat, am strigat către Dumnezeu și m-am rugat și a venit Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă mă scap de aici, viața mea, timpul meu, gura mea, valorile mele. S-a trecut un an de atunci și m-am întâlnit cu ei. Și ce interesant e că mulți dintre ei sunt ca cine au fost înainte. Când te-ai pocăit ultima dată? Vreau să ne plecăm capetele. Poate ești aici și poate încă nu ești în legământ cu Hristos. Mesajul acesta e și pentru tine și aș vrea să nu-l iei ca pe încă o predică pe care o uzi. Astăzi la ora 17 este cateheză și te așteptăm. Poate ești aici și n-ai fost interesat sau interesată niciodată cum te vede Dumnezeu. Astăzi, te rog să iei
această dimineață ca și pe un dar din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să îți iei timp să stai înaintea Domnului și să spui: Doamne, mă pocăiesc de faptul că nu mă pot pocăi. Realizez că puterea păcatului din mine e așa de mare. Doamne, dorințele stricate, gânduri, mă cuprind. Doamne, vin înaintea Ta, ajută-mă, schimbă-mi inima, pune în mine dorințe curate, pune în mine gânduri, pune în mine cuvinte, pune în mine Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, Te rugăm, îndură-Te de noi și dă-ne inimi bune care să se poată pocăi. În numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt.